Bună ziua, bună ziua! Ia uitați aici piața de legume, l-am adus pe Leuțu să vadă și el aici piața noastră din Timișoara. Încărcăm tot. Încărcăm, dar nu avem fasole verde. Pe mine aia mă interesează, fasolea verde. Dar de ce nu mai e fasole verde? Numai chiseliță. A, uite alea cu vinile, cum stau. Ăsta nu închide ușa. Îi spui tu să închide. Să se deimport. Spune-i. Nu închizi, te rog. Mersi. Fasole verde, de nu e fasole verde. Yes. Dar de ce nu e fasole verde? Eu nu înțeleg. Cine mușcă? Cine mușcă? Ha? Ia uite vinul ta. Mamă, ce vinul te faină. Mergeau în sala murăleuțului de vinul ta. Ne luăm acasă? Nu, no, pe până plecăm noi ce facem. Mă crezi până găsești cu sau? Ăla, fasui. Nu e, nu e, nu, nu mai, dă-i drumul, nu e. Fasui? Nu e. Lasă-l. Hai, Dolgene! Ia uite aici pe tarabele ăștia, fasui. Nu e, mă, de fasui. Nu e, mă, de ăla, verde nu mai e fasui. Fasui verde. Fasolea verde? Nu știu, dar de cine e și fasolea verde? Nu știu din ce cauză. Nu e fasolea verde. Hai, dă-i drumul să ieșim. Eu nu, fasolea verde, nu aveți? Nu. Sau nu mai e? Fasui, de-l făceai fasui verde. Eu îți dă bine. Zic-o. Cam normal, da, bă. Ia fă-i dreapt aici, mă, așa. Lasă-mă, și lovele-a de așa. Bă, voi credeți că vindeți lubeniți aici?
Vai de voi, ți-ați ajuns să vindeți pe stradă, Lubeniță. Mă, lasă-mă! Și cu Lubenița, asta e tarabă, bostan ăsta. Asta e tarabă mea și vin banane de ăștia negri. Coapte, să zic. A venit mă la mătușă și la spital. Asta e tarabă, uitați, în fața nu, spitalului, vând aici, Lubeniță. Spitalul Pădurea Verde. Suntem cu abătrână la spital. Abătrână? Da. Las că bine că îi trece la abătrână și o ducem acasă. O ducem acasă, îi facem niște fasole cu ciolan afumat. Păi n-avem ciolan acolo. Am fost în piață, am căutat fasole verde și n-am găsit. Cine ai găsit? Nu luai muscată dacă n-ai găsit. Luăm muscată și de la noi, de la Recaș, de acolo găsim. Mamă, nu mai pot de picioare. Ne-am tovălit pe acolo jos, ne-am văzut și... Ia dă-și mie o banană. Și Denisa ne-a văzut pe jos, de acolo, am oprit la noi. Uităm cu un struscu. Ne-a luat sub, ne-a luat apă. De ce vrei să ne faci? Ia de-ți fac. Vând o banană, că vând o lubeniță. Musca ne-a dat. Și ați dormit aici? Da, oprit la noi, că ne-a văzut aici. Ne-a văzut aici, cum se zice. Și butelia unde e? Butelia umbră cu noi pe stradă și fără gază în ea. Au butelie și stau pe ea. De nu cumva de la soare să sărim în aer. Cam aia căutat. La căldură. Stăteai cu prietena acasă să faci fasole aia cu un ceaură. Am încărcat la fier. Cu Adidas și ai noi. Bravo că nu le-ai luat de lei. Da, le-ai luat pe ale noi. Ia ține leuțele. Ia. Ce-ți fac? Uite, mie îmi pare rău de ele. Uite acolo, toberul. Unde aveți? Unde pot să vă pun? Hai, mă, de le fac. Acum, ne ducem și noi acolo, la mol, ne plimbăm. Ne luăm papuci, ne luăm și noi ceva de acolo. Lubenița, stai, uite, la ce faci cu Lubenița acum? După ce ai stat la cerșit pe stradă, acum ai venit să și-ai tăiat rânza. Am tăiat rânza, dar fac așa cu bulețe mici, o fac cu cartofi. Uite, verișorul meu, manja are poftă, auzi, de o mâncărică de cartofi. A zis numai ciorbe, numai varză, s-a săturat omul. Rânză sau căriță, fratele. Așa zic, spun și mie, cu cartofi, zice, mai schimbă nici nouă, menin. Le uite, caută la seara. Soția lui acasă îi dă numai varză, călită, o toată ziua, și ciorbe varză, de varză. Varză, călită? Da. Varză, călită și murători. Da, și nu mai vreau, uite, s-a săturat și el. Ia uite cum am mâncat lui Vegeta. De foame, vezi? Da. De foame. Bă, tuto, ne pârăște aici, tot ce facem. Gata. Asta am avut. Cum o părești, e sărată. O părești, da. E sărată, se ia să sară. Uite, da, am curățat. Bine, treaba ta, las-o și așa, dar să vezi că vin și bere, băm, după aia. Nu, de unde să mă țin eu de bere și de vin? Atunci mai bine o părești. Tu decizi, cu Tonița, dacă nu, las așa, dar s-a dus 10 kg de vin, care sare. Nu, mai bine o până la o părit. Te duci la cram aici, la pompa 2. Am aici aragazul meu liber. Vrei tot ce vreau. Și noi curat acum, că dar și-a venit afară, acolo la spital, la bătrână. Încă nu ne-am apucat de curățenie. Da, să știți, am fost pentru soacra lui Mangea. Este la spital. Da, i-a fost foarte rău și femeia e bătrână și na, problemele de sănătate ale ei, mă rog, da. De bătrânețe și astea și... Ba, diabet, multe complicații de asta, știți, bătrânești. Inima. Diabet. Leuțul acolo scormănește printre fiară. Bă, nu puneți copilul din prima zi la muncă, că pleacă ăsta la prietena lui și vă lasă aici. Să mute la socru, sau dacă îl pui la treabă mai. Zis eu la bucătară, să nu forța că vede copilul și fuge. Mamă, da, aici pe țânțar mangea. Mai ia arată-ne picioarele aici, să vezi ce l-au făcut țânțarii. La mine, da. Că ăsta sigur pleacă acasă. Păi eu 100% plec acasă, deci la mine, nu știu, țânțarii, când mă văd pe mine, parcă vin ca un magnet. Ia și pe interior. Da, poate mai praf. Praf. Dacă am dat cu spray de țânțarii pe picioare, ați mai văzut așa ceva? Și pe mine m-a făcut praf pe spate, pe picioare, peste tot.
Subțirește. A, să nu leșinăm noi ca păi găinile. Leșinăm ca găinile, că prea mult ăsta. Păi ia tot sângele. Câte 10? Arată-le, Leuțul, câte am avut eu pe picioare. Nu am cum să am telefon acum. Am făcut și poză, Leuțul. Mai las. Uite, bă, s-au umflat picioarele. Păi da, uite câte... Câți pome aici, ce sunt? O prăjeală puternică. În afară, la tabără. Trebuie să golezi Leuțul oala asta, uite, că e prea mică. Nu avem unde să mai băgăm carne. Da. Ce faci, bă? Păi nu avusai loc. Nu avusai loc. Mătușă, cum faci așa? Era oala pe e într-o oală majunată. Puteam să eu să faci în tuci. Nu știi că bucătarul mănâncă numai mâncare la tuci. Uite ce apă asta s-a ars. Am găsit și eu ce. Nu se uită aici, bă. Era ceapă. Uite ce aragaz are. Aragaz care... Aragaz cu butelie. Chiar că cu butelie în aer liber. Tot am. Suntem gulaș tradițional ca la mătuș acasă aici la Recaș. Cum bagă vegeta cu sacul. Gulaș tradițional ca la Recaș. Deci suntem aici pe teritoriul Alumangea, prieten, ca să știți. Suntem în siguranță. Câtă treabă făcut eu și cu mătușa, da. Pe aici, a grebea, cu mătura, tot. Serios? Gură căscată, uștiu, doamne. Se intră țânțarii în ea cu gura căscată, uștiu. Așa ne-au făcut țânțarii, praf, mai umblu cu ea și deschisă. Da, ne-au făcut țânțarii, prieteni, prăpăd pe noi, cum ne-au văzut. Ne-au rupt în două țânțarii. Nu mă fugeresc, dar spunem rânza asta să mănâncă bucătă. O, avem rânză? Da. Rânză de la mine. Da. Rânzoaică. Rânzoaică? Ne-am tăiat o aia la ziua la Andrei. Da. Rânzoaica? Da. Auzi, bucătare, cum se zice la rânză, rânzoaică pe partea asta Banatului. Fu. Rânzoaică? Hai să mâncăm rânzoaica. 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 Mamă, ce bună e tocana. Te-au băgat și de ăștia. Mi-ai pus numai de ăștia. Nu mi-ai pus și mie rânză. Opa. Opa. Nu am rânză deloc. Și mie nu prea opa. Bă, tu caută aici. Îți place urma să vină. Da. I-a zis, nu? Da, îți scrie nici nu. Nu mai știu ce găsim. Vezi, baba ne-a pus și nouă bucată. Mamă, uite, aici e numai de asta. Da. Nu, lua de la om. Păi el are numai rânză. Nu mai pune mie. Nu mai pune mie. Ce să mai iau rânză? Bă, să nu-mi blază farfurie. Nu mai pune. Norocul meu, dacă a picat la mine. Dacă-s norocos. Doamne. Ce cereți are numai rânză? Omul-i norocos. Așa e vioară. Citești tu, țânțarul intră în gură. Tot de carne. Intră țânțarul după mâncare. Ne simțiți că țânțarii ăștia nu am văzut mai nesimțiți ca ei. La noi, în partea Mehedințului, și nu sunt țânțari așa de nesimțiți. La Oltenia? Da. Uite aici... Pă. Se pun 10 pe tine. N-aveam verdeață. Am uitat să luăm din grădină. Vegeta a adus-o după ce ai oprit mâncarea. Știi, am băgat să numai crembuș. Este pe farfurie, te cunoștim. Ce s-a gândit ea? Aia să-i bag ei numai crembușii lor să le pun rânza.
Da. Deci, prieteni, acum mergem să luăm apă. Ia uitați-o pe mătușa aici. Deci mergem acolo la colț de stradă să luăm apă. Suntem într-un cartier, într-un cartier rezidențial. Ia uitați. Deci suntem foarte aproape de oraș. Recașul este un oraș cu un parc foarte mare. Sincer, mai frumos ca Strehaia. Deci ia uitați-o aici pe mătușa. Ia uitați-o cu căruciorul. Mergem să luăm apă de la izvor. Ce părere ai, mătușă, că... că mergem să luăm apă? Dar ce-i cu căruciorul ăsta? E bombardat din, din toate punctele de vedere. Păi nu-l luăm de uitat. Aaa, pentru vase, pentru chestii de astea. Da. Ia uitați. Stai așa să filmăm cum luăm apa. Să filmăm cum încărcăm, descărcăm. Hai că la întoarcere e un pic căruciorul, nu te las pe mata. Ia uitați aici. Ai venit și cu furtunul de acasă. Stai așa. Hai, dă-i, că ține-o. Uite, curge. Nu lasă, ia mâna. Păi știi dacă sare jos. Încărcarea de sticlelor și bidoanelor. Îl cunoști? Da. Deci îl cunoașteți? Un copil. Trecuși el cu bicicletă. Ce face mamă ta? Și Chiva? Nu mai vorbește cu ea. Mult. Și mama ta ce face? E o mutare? Ce? E o mutare de acasă? Nu, era noi acasă. Acasă am venit. Acolo nu vă mutați? Nu, că nu ne-am mutat, mai avem să mă face. Trebuie să mă mutăm. Vezi că piși cu bicicleta acolo. Vezi că m-a păcut acasă, face gălătie bicicleta mea. Păi. Face gălătie mare. E că se aude cum bicicleta. Mătușa, ai grijă să nu pice inelul într-un bidon de ăsta de apă. Nu, hai că acum mă ocup eu. Nu te duci tu, nu te duci tu, că se duce la vale și uite. Cum la vale? Așa. Mă descurc, hai. Nu, nu, nu. Ține-i pe aici la... Hai, căruciorul de... Cum ai zis? De handicapat. De handicapat. Ha. Ce-ți faci, mă, acum? Asta e. Mergem cu căruciorul. Zici că am un bebeluș aici. Deci ai ajuns leuță. Ai ajuns de la vilă cu piscină. Să cari. Apă păi cu handicapat. Trebuie să cari, că n-avem ce să facem. Vezi că ți-i deget pe cameră. Păi? Am ții pe cameră? Da.
Deci așa că, prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog. La revedere, vă pupăm. Revenim mâine, că trebuie să descărcăm astea acasă. Pa, pa!